Tot auzim vorbindu-se despre traume și cum ne pot afecta ele dacă nu sunt tratate, însă se fac și foarte multe confuzii legate de traumă. Orice lucru care ne afectează poate fi considerat așa, iar eu vreau să-l provoc pe psihologul Sorin Lucaci la o discuție despre ce înseamnă exact trauma și ce strategii avem la dispoziție pentru a o vindeca. Bine te-am găsit, Sorin! Bine te-am găsit și eu. Deci nu orice e traumatizant așa, nu? Nu orice, discutăm. Nu mai atins și mai traumatizat, nu? În primul rând îți mulțumesc foarte mult pentru că avem mai mult timp la în dispoziție. În sfârșit putem să ne lăfăim, da. Înainte de a începe discuția și mă bucur foarte mult că discutăm despre gestionarea traumelor, despre vindecarea traumelor, înainte de asta aș vrea să fac un mic anunț. Chiar te rog. Ca să le leg cumva. Se leagă frumos. Se leagă frumos, exemplul ta. Aș vrea să invit pe telespectatori, pe cei care sunt interesați de dezvoltarea personală și chiar pe zona aceasta de vindecare a traumelor, la cursul meu pe care îl voi ține de luni 10 iulie până inclusiv până joi 13 iulie, deci 4 zile, seara de la orele 19 prin Zoom, deci online, nu sunt nevoit să vină fizic la sediul Fundației Calea Victoriei, unde țin eu cursul, deci prin Zoom online, vindecarea copilului interior, despre ceea ce înseamnă tipare relaționale disfuncționale, despre ceea ce înseamnă traume, despre răni emoționale și cum le putem vindeca. Și iată, multe blocaje mentale, credințe limitative, autosabotare și așa mai departe. Și cum fac eu de regulă, le dau cursanților o bibliografie, material didactic, eu, da, destul de stufoasă, o bibliografie de la editura Herald. Și printre cărțile pe care eu le-am recomandat lor ca să avem așa un material didactic pentru acest curs, iată și această carte, această noutate. Este vorba despre cartea De la vindecare la traumă, Babette Rothschild, cunoscut specialist în psihotraumatologie. În portofoliul editurii Herald, Babette a mai publicat cartea Corpul își amintește, cu cele două volume, Psihofiziologia și terapia traumei și revoluționarea tratamentului traumei, precum și, îi spun eu, sora ei. Așa. Este vorba, deci tot în colecția psihopractică, da, este vorba despre cartea Trauma, 8 strategii de vindecare, ceea ce dă și titlul discuției noastre. Trauma, 8 strategii de vindecare, o carte plină de exerciții practice. Aceasta vine în completarea ei. Nu e musai să fie citite împreună, amândouă, dar ce este important? Pe de o parte, oricare din cele două cărți le citim ca să înțelegem mai bine exact întrebarea ta. Dom'le, ce înseamnă de fapt o traumă? Hai să nu facem din orice dramă, mic eveniment, așa, din orice exact mic eveniment, să facem o traumă. Pentru că, așa cum spunea Peter Levine, nu orice eveniment stresant se poate transforma sau îl putem lua ca atare, ca o traumă. Așadar, Babette Rothschild, 8 strategii de vindecare și iată acum, de la traumă la vindecare, 8 strategii practice pentru redobândirea controlului și al stării de siguranță. Și ce e mai important este ce scrie aici, pe această bulinuță, jurnal de lucru. Și chiar am citit până acolo, ca să vedeți, da. Jurnal de lucru, un compendiu de exerciții de vindecare și transformare pentru supraviețuitorii unei traume, dar și pentru cei care vor să-i ajute pe aceștia sau pur și simplu vor să înțeleagă mai mult despre ceea ce înseamnă trauma. Ca și cartea precedentă, Babette Rothschild, pot să spun un celebru specialist în psihoterapie și specialist în psihotraumatologie, vine cu foarte multe exerciții practice. Asta îmi place în mod deosebit și am mai vorbit și cu alți cititori la această superbă colecție, colecția Psihopractica, cărțile sunt pline de exerciții, astea sunt pline efectiv de exerciții, exerciții care n-ar trebui să ne sperie, ci dimpotrivă să ne stârnească cumva curiozitatea și imaginația și ludicul și așa mai departe. Uite, strategia... Sau, uite, dă-mi un exemplu de exercițiu, cum ai făcut curios. Strategia numărul 3, spune Babette Rothschild. Reamintirea nu este obligatorie. Reamintirea nu este obligatorie, deci să nu trebuie să retrăiesc, da? Să pentru că e dureros. Pentru că poate fi dureros. Da. Poate fi periculos, exact, să ajung să retrăiesc o traumă pe care am trăit-o, să spunem, în copilărie.
Iarăși ce mi-a plăcut foarte mult, mi-a pus semnul. Strategia numărul 5. Împăcați iertarea de sine cu rușinea. Foarte interesant. Pentru că Babette Roșil vorbește despre, despre rușine, faptul că putem să dezvoltăm sentimente de autoînvinovățire, autoculpabilizare și ce facem noi, cum împăcăm noi iertarea de sine cu rușinea. Și spune așa, se consideră adesea că a ierta pe ceilalți este un aspect important al recuperării după traumă. Și că acesta este o interpretare greșită. Atunci când una sau mai multe persoane importante v-au greșit, poate să vă facă bine să alegeți să le iertați, însă aceasta trebuie să fie alegerea voastră. Așa este, da. Și că de cele mai multe ori vine cineva, iartă-l că vezi greșit că dacă, și el. Da, exact. Și tu faci chestia asta cumva la comandă. Da, tu nu mecanic, simți, așa. Exact, tu nu o simți, dar te iei după sfatul respectiv și spui, da, cred că e bine să-l iert pentru că m-ar ajuta și pe mine sau eu mai știu de ce și faci chestia asta, dar fără să o simți ca o alegere personală. Da. Numai pentru că te gândești că dacă nu îl ierți pe celălalt, vei fi considerat slab. Un om rău, un om slab, exact, și atunci spui, bun, hai să fac gestul ăsta, dar repede, nu vine dintr-o alegere conștientă. Un instrument extraordinar despre care vorbește Babette Roșil este barometrul conștient. Îmi place foarte mult și cum sună. Prin acest barometru conștient, noi, de aici și spune barometru, da? Noi ne măsurăm, ne nu? Măsurăm cumva reacțiile pe care le avem, emoțiile pe care le avem, încercăm, ea vorbește și noi am mai vorbit cu alte ocazii. Ce îmi place foarte mult este că aduce în discuție iarăși tehnicile de mindfulness. Ei, da? Da. Tehnicile de mindfulness. Ce înseamnă prezența? Uite, prezența aici și acum folosind mirosul. Oamenii de știință au descoperit că informațiile ce vin de la simțul mirosului ajung la creier mult mai rapid decât celelalte. Aceasta înseamnă că mirosurile pot avea o foarte mare forță. Vă amintiți de o situație în care un anumit miros v-a trezit un sentiment puternic legat de o întâmplare din trecut? Chiar la un moment dat, dacă nu mă înșel, găsisem eu, da, aici. Foarte interesant. De cele mai multe ori, noi, inconștient, noi nu înțelegem de ce avem o plăcere, așa o este, bucurie, da. Sau o aversiune față de ceva, cineva. Ceva sau de, nu neapărat de o persoană, cât de un context, o situație, o culoare. Exact. Nu îmi place roșu. Da. De ce nu-ți place roșu? Și nu stai, știi, nu te gândești, bă, dar de ce nu-mi place roșu? Da, da, așa este. Sau îmi place roșu. Nu-mi place mirosul de... Doamne, mi se face rău. Da. Alte persoane n-au nicio problemă, să spunem, cu acel miros, da? Și băi, nu pot să... Te duci pe fir în spate. Exact. Teoria marcărilor somatice, asta mi s-a părut extraordinar. Teoria marcărilor somatice, elaborată de Antonio Damasio în 1994, avansează ipoteza că experiențele noastre de viață lasă în noi, corpul nostru, senzații, reacții sau marcări. Da, eu am, să știi, un astfel de marker. Apropo, eu mi l-am identificat. Apropo de o culoare, o să râzi. Da? Nu am suportat foarte mult timp culoarea galbenă. Poftim. Pentru că în copilărie am luat o pastiluță care era galbenă. Te-ai și mi s-a lipit de limbă. Nu mi-a plăcut de nicio culoare gustul, că era ceva respingător, amar și așa mai departe. Și o asociam culoarea galbenă cu acea pastiluță galbenă. Și foarte mult timp eu n-am suportat culoarea galbenă, nici să o văd. Acea nuanță de culoare galbenă. Nuanță, da. Dar ai trecut peste. Am trecut peste, m-am împrietenit cu... Pentru că văd că anul ăsta e un... Da, e aproape, da. Ceva pe acolo. Dar m-am împrietenit, știam, conștientizat. Zic, mă, stai puțin, că e o prostie. Adică n-are nicio legătură pastila aia galbenă. S-a întâmplat, a fost o întâmplare, nu mi-a plăcut atunci. Dar galbenul ăsta este superb și n-are legătură, știi? Exact, da. Dar ca să vezi ce asocieri se fac în minte. Adică ceva incredibil, da. Pentru că, așa cum spune Babette Roșil, și în cele două volume ale cărții Corpul își amintește, pe care o recomand cu mare drag, noi avem, există memoria implicită, există memoria explicită, există memoria de lungă durată, există memoria de scurtă durată. Așa este. Există o memorie, am putea să o spunem, o memorie celulară, da? În ADN-ul nostru, da. Se păstrează, să spunem, impregnant
un anumit miros, repet, care ne-a plăcut sau care ne-a displăcut, o anumită culoare care ne-a plăcut sau ne-a displăcut, o anumită zonă, o anumită persoană, un anumit context, o anumită... Sau uite, face asocieri, da, face asocieri. Parfum. Poate că eu țin minte că leg o persoană de un anumit parfum. Absolut. Și atunci când îl simt la cineva, automat mintea mi s-a dus în momentul acela în care eu am simțit parfumul respectiv. Și da. Uite, el dă un exemplu. Spre exemplu, dacă simte mirosul de gogoș, Vanessa constată cum îi se schimbă expresia feței, colțurile buzelor se ridică, observă o senzație caldă în burtă și dispoziția îi se schimbă într-una de bucurie, pentru că și-aduce aminte. Mirosul de gogoș îi amintește Vanesei de zilele lungi de vară, petrecute în copilărie, explorând micul golf cu plajă de nisip, unde ea mergea în vacanțe. Mirosul delicios de gogoș de la cafeneaua din apropiere ajungea până pe plajă. Acele amintiri au întipărit o reacție la respectivele experiențe în corpul și în stările emoționale. Și spune Babet, conștientizarea acestor reacții emoționale somatice este un mecanism implicit în luarea deciziilor. Cu toții creăm în permanență marcări somatici, de obicei inconștient, așa cum am spus, dar ei stau la baza tuturor deciziilor noastre, fie că știm sau că nu știm. Uite, și dacă tot suntem la capitolul amintiri, da? Știm că persoanele traumatizate sau persoanele care au avut tot felul de astfel de experiențe puternice și pe care organismul nu le-a putut digera să le facă față, au, cum ar veni, creierul are o capacitate de a se autoapăra astfel încât blochează amintirea respectivă și tu poți să nu-ți mai amintești anumite bucăți din respectiva amintire traumatizantă. Este un mecanism de apărare. Este un mecanism de apărare. Exact, da. Dar totuși le rămân stocate acolo în noi și pot fi accesate prin terapie și așa mai departe și scoase la iveală. Trebuie să... Și regresia hipnotică. Exact. Și apropo de specialiști, că nu oricine poate să facă acest lucru, adică lucru cu trauma este foarte delicat și trebuie să știi exact cum să faci omul respectiv, să-l aduci de acolo de unde era, da. Să-l aduci la suprafață. Uite, mai vorbește de exemplu cât de important este, apropo de alegeri, să ne stabilim noi ora la care mă trezesc, anumite rutine sănătoase, anumite îmi fac o agendă, un calendar, anumite obiceiuri care mie îmi plac. Am discutat și răzdiscutat despre ceea ce înseamnă meditația, mindfulness, rugăciunea și așa mai departe, fiecare ce alege să facă. Adică să alegi să le faci, nu că trebuie. Exact. Da. Cât de important este la sfârșitul unei zile, indiferent cum a fost ziua, mai grea, mai ușoară, mai frumoasă, mai puțin frumoasă, să vii cu sentimentul acesta de recunoștință față de ziua respectivă. Ea vorbește despre diete și despre sport și despre plimbările în aer liber, cât de importante sunt în recuperarea după traumă și mai ales, cum spune ea, a stres, pentru că este specialist, și în recuperarea stresului post-traumatic, cum l-am mai numit noi, PTSD. Da. Da. Da? Da. Deci vine cu foarte multe generic. Noi le numim strategii, dar sunt, le spun, niște abordări, niște metode, niște tehnici până la urmă, prin care, unu, ne putem face viața mai frumoasă și, doi, procesul, care este un proces complex, de recuperare după traumă, da? Și după stresul post-traumatic, să se facă mai ușor, să se facă mai lesne, poate uneori mai rapid decât să ducă la luni sau ani îndelungați. Ce mulți oameni se simt mai stabili atunci când au o rutină fixă și constantă în fiecare zi. E un lucru logic, căci omul este sclavul obișnuinței și tinde să se simtă mai în siguranță și în zona lui de confort atunci când știe la ce să se aștepte. Prin contrast, tot felul de meme și platitudini prezente pe platformele de socializare îi încurajează pe oameni să iasă din zona de confort, declarând că în afara ei se produce magia, sugerând că disconfortul face bine tuturor. Însă nu este neapărat așa. De ce? Pentru că fiecare persoană este unică, este distinctă, este aparte, da? Și ceea ce se aplică poate la cineva, nu se aplică la absolut la toată lumea. Da? Și spune Babet, important este să știți ce vi se potrivește vouă. Aveți opțiunea de a decide dacă rămâneți în zona de confort sau dacă vreți și vă asumați alegerea voastră să ieșiți în zona de... Și ți-asum cu ce vine la exact, pachet. Exact, de disconfort.
Ațățarea nervoasă pe care o simțiți încercând ceva nou poate fi temperată folosind instrumente precum ancorarea și stabilizarea, pentru că ne întoarcem la strategii practice pentru răbândirea controlului și a stării de siguranță. Și asta pe mine mă duce cu gândul la altă carte publicată în... Tot s-a folosit verbul a ancora. Mă duce cu gândul la altă carte a lui Deb Dana și Stephen Porges despre nervul vag și despre care noi am mai discutat și despre importanța aceasta a ancorării, da? Și a căutării stării de bine, dar nu cu orice preț. Noi nu trebuie să facem tot timpul, adică dar e posibil, bine. Da. Pot să-mi propun, să fiu o alegere conștientă, dar nu este o normă. Adică eu nu am un target de îndeplinit, eu trebuie să fiu tot timpul extraordinar de bine. Asta cu mine zic și eu, da. Adică mai sunt și perioade, adică lasă-mă, că am și eu perioadele mele în care pot să urlu, să fiu nervoasă și așa mai departe. Tristă și lasă-mă să, vorba aia, să le descarc și să fiu așa și în restul zilelor pot să gestionez, să fiu cât se poate de fericită. De aceea sunt anumite persoane care spun, hai gata, știi cum e, hai gata, ți-a trecut. Nu, lasă-mă să simt ceea ce am de simțit, că nu trebuie să fiu tot timpul cu zâmbetul pe buze. Și lasă-mă să vin eu. Așa este, da. Către să tine simt când eu. Mie-mi termină. Așa nu mă presez tu să-mi vii să-mi spui. Uite, introducerea rutinelor în viața cotidiană poate contribui la reducerea stresului și știm asta. Da. Ce însoțește schimbări bruște sau nedorite. Rutinele oferă o platformă fermă de la care pot fi făcute schimbări intenționate și semnificative atunci când apare ocazia. Și gândiți-vă la următoarele exemple. Mesele, mișcarea, conversațiile telefonice, întâlnire cu prietenii, ieșirea cu câinele la plimbare, odihna, trezirea, culcarea. Asta nu înseamnă că fiecare minut pe care îl petreci trebuie să fie planificat, da. Spune Babet. La fel ca orice alt lucru, e ceva personal. Identificarea celor activități care se pretează cel mai bine la a fi transformate în rutine în viața voastră este una dintre cheile care le fac să funcționeze pentru voi. Așa este. Uite și apropo de traumă și de răni. Există aceste răni emoționale. Punem un semn de egal între traumă și răni emoționale? Vin la pachet cu bine, răni? Așa, ele vin la pachet, doar că rănile, trauma poate să însemne de fapt un eveniment nu neapărat exterior, ci ceva care tu ai resimțit, cum spune Gabor Mate. Eu am resimțit la nivelul meu, în interiorul meu, sufletul meu a fost rănit și s-a simțit într-un anumit fel. Că s-ar putea ca ceea ce pe mine m-a rănit, pe tine să nu te fi rănit. Mod mai, să spunem, profund, pe tine să te fi rănit într-un mod mai superficial. Mm-hmm. Da? Hai mă, că nu-i mare Eu sunt mai sensibilă, să zicem așa, și pe mine m-a rănit mai tare decât te-a rănit pe tine. Sunt și deja se cunosc rănile. Există rana de abandon, pe care am mai vorbit. Există rana de trădare. Există rana de nedreptate. Există rana de umilință. Mi se pare că Jacques Salomé sunt le-a identificat. Sunt chiar mai multe. Sau sunt mai 7 răni emoționale. Așadar, dar dacă nu le vindecăm, riscăm să ne ducem tot timpul acolo și să acționăm din acea rană. Și asta se observă. Ce spunea James Hollis, am vorbit în cartea În umbra lui Saturn, despre faptul că ce nu ajung să observ în interiorul meu, nu ajung la rana mea emoțională și o tratez ca și cum n-ar fi acolo sau lasă-mă că. Da, hai că trece. Vindecarea n-are cum să se producă. Deci eu am nevoie de, nu neapărat că suferința, deși este necesară în acest proces, l-aș numi eu de purificare sufletească, un soi de catarsis. Trebuie să treci așa prin... Exact. Da. Dar dacă nu conștientizezi rana emoțională, dacă nu conștientizezi suferința prin care treci și o lași acolo, este posibil ca la un moment dat în viață anumiți factori activatori, cum îi numește triggerii, să îți genereze o anumită reacție, o reacție pe care, în mod normal, dacă rana sau trauma ar fi fost vindecată, tu n-ai fi avut-o. Și poți o controlezi, Ori tu ai o reacție inconștientă,
o reacție de furie. Exact. M-am gândit la furie, da? Bun, și de ce am reacția asta? Da. Pentru că dacă rana ar fi fost vindecată în mod normal, n-ai fi avut această reacție. Deci, ce anume a declanșat? Care e factorul declanșator? Da, și mulți se tem și nu vor să privească, să zic așa, da, și cum rana în ochi. O oglindă, da, da. Sunt acolo niște demoni interior. Și spun, da, de ce să stau eu să rup eu acolo mai bine așa? Cicatricea, nu? Adică mai bine o las acolo, că s-a cicatrizat și nu mai stau să umblu la ea, nu? Exact. Așa este. Deci dacă ar fi să facem așa o concluzie la tot ce am discutat noi astăzi, apropo de traumă și de strategii, să avem, uite, timpul acesta cu noi de conectare, să exact. Mergem cât mai mult, rutinele uite, în rutine, da. Alegeri conștiente, uite, barometrul conștient, să ne observăm noi pe noi, să fim în conectare permanentă cu corpul nostru, apropo de somaterapii și așa mai departe, să facem această împăcare, pace între iertarea de sine, iertarea față de ceilalți și acceptarea rușinii, pentru că e posibil să dezvolți rușine când e ca un soi de stigmat. Măi, a fost traumatizată, trauma. Da, și ai și atitudinea asta, da, așa dacă este. Dacă n-ai vrea da. Să o scoți la lumină, la ideală, să o vadă ceilalți, așa că te rușinezi cu ea, ca și cum ar fi un soi de anormalitate dacă eu am suferit o traumă. Nu-ți prea vine ție să vorbești deschis despre traumele la care te-a supus, nu știu, părintele sau părinții. Că te-a bătut taicătul în copilărie. Absolut. Da, așa este. Îți mulțumesc tare mult, Sorin, și să le reamintim și telespectatorilor de cursul tău, da, de vindecarea copilului interior. De luni până joi, de la orele 19, prin Zoom, se pot înscrie pe site-ul Fundației Calea Victoriei. Așa este, te mai așteptăm cu mare drag.